Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem ce intenții are în legătură cu voi sau ce intenționează să facă. După cum v-ați obișnuit, avem trei variante. Varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. Sper că v-ați ales varianta. În cazul în care nu ați ales-o, le puteți asculta pe toate trei sau puteți pune pauză și când sunteți hotărât ce variantă doriți, puteți continua. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă. Să vedem pentru cei de la prima variantă ce intenții are. Din câte văd aici, există destul de multe secrete. Probabil această persoană la care voi v-ați gândit are familie. Unii dintre voi nu știți aceste lucruri, urmează să le aflați. Posibil să fie vorba despre o persoană care este independent financiar, sau o persoană de altă religie, naționalitate sau chiar să locuiască într-o altă țară. Hai să vedem care sunt intențiile sale față de voi. Posibil să fie o persoană cu putere de decizie foarte mare. Poate că și aceste lucruri v-au atras la această persoană destul de mult, doar că în același timp această persoană v-a făcut să vărsați și destul de multe lacrimi. Poate că a fost, să zicem, a venit seara la voi, a fost totul bine și frumos și după dimineața când a plecat v-a supărat cu ceva. Bun. Intențiile acestei persoane în acest moment sunt de a lua o pauză de la voi, de a se reîntoarce în sânul familiei, acolo unde există această familie, de care poate voi unii știți, alții nu știți, dar veți afla. Sunt foarte multe secrete care vor ieși la iveală. Din câte văd aici, voi veți cunoaște cu totul și cu totul o altă persoană, dar probabil unii dintre voi deja ați cunoscut această persoană, alții dintre voi urmează să o cunoașteți destul de curând, aș putea să zic, se poate întâmpla totul de la o zi la alta sau în maxim o lună de zile. Cert este în această situație, odată ce această persoană are intenția de a pleca, să nu mai stați ancorați în situația de a vă gândi la acea persoană. Pentru că dacă veți sta ancorați gândindu-vă la persoana respectivă, vă puteți bloca și în loc să dați voie să intre o nouă persoană în viața voastră, voi rămâneți acolo blocate sau blocați cu gândurile la persoana respectivă și nu este bine pentru voi. Nu înțelegeți aceste lucruri în acest moment, nu vedeți că ar fi această posibilitate, dar este bine să vă eliberați de gândul spre la această persoană. Această persoană intenționează, așa cum v-am spus, să se întoarcă în sânul familiei, să-și schimbe un pic stilul de viață și să pună un pic mai mult accent pe familie, deoarece acolo consideră că se simte destul de confortabil. Însă, bineînțeles, lucrurile nu merg așa cum își va dori și până la urmă tot va părăsi acea familie. Și bineînțeles că în momentul ăla vă va căuta, dar depinde de voi dacă mai sunteți disponibile sau disponibili, pentru că, așa cum v-am spus, veți cunoaște o nouă persoană și veți porni la un nou drum și un nou început. Asta, bineînțeles, dacă vă veți da voie, voi să cunoașteți o nouă persoană. Dacă nu, rămâneți ancorați sau ancorate la persoana la care v-ați gândit. E adevărat că unii dintre voi vă gândiți că e sufletul vostru geamăn și într-adevăr așa și este, doar că
Asta nu înseamnă că dacă este sufletul vostru geamă, trebuie să-i permite să facă orice își dorește cu voi. Pentru că din câte văd aici, așa cum v-am spus, va pleca, voi veți rămâne singure cu gândul la persoana respectivă, asta în cazul în care n-a plecat deja. Pentru că, din câte văd aici, sunt situații când deja a plecat. Rămâneți cu gândul la persoana respectivă, faceți poate excursii, faceți poate tot felul de drumeții, dar cu gândul la persoana respectivă, în loc să vă eliberați și să vedeți o altă persoană nouă. Această persoană nouă, așa cum v-am spus, dacă voi știți să vă eliberați, apare în viața voastră foarte curând. E o persoană care știe să vă dăruiască absolut tot ce vă doriți. Este o persoană cu inițiala E, M, P sau S. Da? E o persoană care știe să vă facă să zâmbiți. Din câte văd, această persoană care a plecat deja din viața voastră sau care urmează să plece, v-a făcut foarte mult să suferiți. Într-adevăr, este o persoană destul de puternică. Poate că alături de această persoană vă simțiți în siguranță, vă simțiți stabil, poate financiar, dar, așa cum v-am spus, asta nu înseamnă că trebuie să-i permiteți acestei persoane să facă ceea ce dorește cu voi. Da, deci, intențiile acestei persoane sunt de a pleca și de a se reîntoarce la familie. Pentru cei care ați ales prima variantă. Să vedem la varianta cu numărul 2. Pentru cei de la varianta numărul 2, intențiile persoanei. Aici situația asta puțin altfel, în sensul că și aici pot exista situații de trio și mai mult, ca sigur există, chiar dacă nu toată lumea, dar mare parte dintre voi, cei care ați ales varianta numărul 2, sunt și situații de trio, iar cel puțin o persoană dintre voi cred că este zodie cornută. Orică voi cei care vedeți acest videoclip, orică soțul, soția, da? Deci cineva este zodie cornută sau aveți pe cineva în jurul vostru zodie cornută. Care poate v-a dat un sfat și v-a spus mai lasă-l că nu, și așa nu rămâne cu tine sau ceva de acest gen. Bun. Haideți să vedem intențiile acestei persoane. Da, față de varianta numărul 1, intențiile acestei persoane sunt cu totul și cu totul diferite. În sensul că această persoană în 10 ore, 10 zile, maxim, aș spune 10 săptămâni, își va lăsa familia și va veni spre voi. Dar pentru unii se poate întâmpla, așa cum am zis, poate să fie vorba de 10 ore sau 10 zile. Această persoană, acolo în familia în care se află, nu se mai simte împlinită, nu se mai simte stabil financiar, nu se mai simte că poate continua relația respectivă. Probabil că chiar a intrat și în niște datorii din care nu mai știe cum să iasă. Și cumva voi îi dați acea speranță că lucrurile se pot rezolva. Alături de voi se poate simți destul de bine, destul de împlinită. Puteți fi voi cei care vedeți acest videoclip. Sau poate să fie cealaltă persoană, da? Puneți energiile în funcție de cum vi se potrivesc. Cert este că această persoană vine spre voi, nu știți ce să faceți, dacă să acceptați sau să nu acceptați, dar până la urmă, din câte văd, acceptați ca persoana respectivă să fie lângă voi. Chiar veți celebra această situație și acest lucru se va întâmpla într-un moment în care nici nu vă așteptați. Și atunci vă gândiți cumva ceva de genul, oare este miracol sau ce se întâmplă că nu înțelegeți. Da? Pentru că posibil înainte de toată întâmplarea asta să aveți o discuție cu această persoană, să vă supere cu ceva, iar când
vine cu această propunere, nu știți dacă să vă deschideți inima sau nu. Aici mai poate fi vorba inclusiv de persoane din zodia Balanță sau Gemeni, dar nu neapărat. V-am spus, zodiile sunt orientative, nu trebuie să vă luați după ele 100%, ci trebuie să vă luați după ceea ce vi se potrivește. Cumva, așa cum am spus, această persoană vine la voi, vă bucurați foarte mult, cu toate că în prima fază nu vă vine să credeți că se întâmplă totuși asta, pentru că ați așteptat probabil acest moment foarte mult timp și nu ați avut speranță că se mai întâmplă. Ei, acum uite că exact în momentul în care vă așteptați cel mai puțin, se întâmplă și acest miracol. Bineînțeles că totul se va schimba, dar se schimbă într-un mod benefic pentru amândoi. Va exista multă iubire, multă căldură, multă înțelegere și văd că și destul de mult respect unul față de celălalt, chiar dacă până acum nu v-a dat această impresie și poate de asta v-ați pierdut un pic încrederea în cealaltă persoană, dar acum are intenții destul de bune, destul de serioase și sunt niște schimbări la care poate nici n-ați visat sau nici nu v-ați gândit măcar. Și acum când vin aceste schimbări și le vedeți, nu vă vine să credeți că este același om, aceeași persoană cu aceleași intenții. Adică până acum poate se poate întâmpla să fi fost o vorba de o persoană mai rece, o persoană care nu v-a spus suficient de multe lucruri, iar acum vine și într-adevăr se destăinuie în fața voastră. Dar este pozitiv. Bun, cam atât am avut și pentru etalarea numărul 2 și voi trece la etalarea numărul 3. Să vedem ce intenție are față de voi. Varianta numărul 3. Ce intenție are față de voi? Da, văd că și în, la varianta numărul 3, intențiile sunt bune. Probabil că nu v-ați văzut cu această persoană de foarte mult timp și poate nu mai sperați să se întoarcă, dar uite că se întâmplă această minune și se reîntoarce. Probabil că această persoană ați descoperit la un moment dat că este destul de aventurieră și nu v-a plăcut aceste lucruri și ați pus punct. A trecut ceva timp de atunci, nu v-ați gândit că se va mai întoarce, dar uite că se va întoarce. Dar se va întoarce pentru că a ajuns în punctul în care toată lumea l-a dezamăgit sau a dezamăgit-o, în care stă foarte rău pe plan financiar și când zic foarte rău, foarte rău, pe lângă asta, este posibil să aibă și ceva probleme de sănătate destul de serioase. La fel ca și la voi, ca și cei de la prima variantă, această persoană vă dă un semn în 10 puncte, care pot fi 10 minute, 10 ore, 10 zile, 10 săptămâni maxim, dar într-un fel sau altul se reîntoarce la voi, își dorește un nou început, își dorește să luați lucrurile de la capăt, și de această dată să le faceți mai bine, dar nu pentru că există extraordinar de multă iubire, ci pentru că această persoană
și-a dat seama că alături de voi, să zicem, a avut casă, familie, tot ce și-a dorit, iar acum e ceva de genul singur, fără casă, fără familie și poate și bolnav. Da? Și atunci are nevoie de cineva care să aibă unde să stea, să aibă grijă de el și așa mai departe. Dar voi nu o să luați lucrurile astea în seamă, pentru că voi iubiți foarte mult această persoană și indiferent care ar fi starea sa în acest moment, îi deschideți ușa cu brațele deschise și reprimiți această persoană în viața voastră. Posibil că aici unii dintre voi chiar să fi fost căsătoriți cu această persoană și să fi divorțat sau chiar dacă n-ați fost căsătoriți cu acte, dar e posibil să aveți copii împreună cu persoana respectivă. Probabil o anumită perioadă această persoană a uitat și de fosta soție sau fosta iubită și de copii, dar acum și-a adus aminte. Acum când este la greu și-a adus aminte, dar voi sunteți persoane, cum se zice, și știe foarte bine acest lucru, cu sufletul mare, cu inima deschisă, care indiferent în ce situații și în ce circumstanțe s-ar întoarce înapoi, voi veți primi această persoană înapoi. Chiar dacă, poate între timp ați cunoscut pe altcineva, sunteți în stare să renunțați la persoana pe care ați cunoscut-o doar ca să se întoarcă din nou această persoană în viața voastră. Acum, bineînțeles, este alegerea voastră și dacă vă doriți într-adevăr aceste lucruri, da, ele se vor întâmpla. Dacă nu e, știți cum se spune, nu e bine să dai pasărea din mână pecioara de pe gard, dar nimeni nu vă poate opri să faceți aceste lucruri dacă încă mai țineți la persoana respectivă. Dar e alegerea voastră. Dar asta nu înseamnă că lucrurile se vor îmbunătăți foarte mult, pentru că această persoană în momentul în care se va vedea din nou bine, o cam va lua de la capăt. Da? Deci, atenție! Cam astea au fost informațiile și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!